regăsit. A trecut mai mult timp decât de obicei de la ultimele întrebări, așa că n-ar strica să le auzim din nou pe rând. Prima întrebare. Avem un fir de sârmă întins, prins de tavan, așa cum vedeți în desen, și de un corp pus pe o suprafață, să spunem, de pildă, o masă. Dacă scade temperatura, firul se contractă și ridică corpul care devine atârnat de fir. De unde vine energia necesară ridicării corpului? Particulele care alcătuiesc un corp solid, care pot fi molecule, atomi sau ioni, au energie, atât cinetică, pentru că sunt în mișcare, agitația termică, cât și potențială, pentru că interacționează între ele prin forțe, se atrag prin forțe pe care le numim forțe de coeziune. Suma tuturor energiilor particulelor unui corp se numește energie internă a corpului respectiv în termodinamică. Așa că răspunsul scurt este că firul poate ridica corpul folosind pentru asta energia lui internă. Dar să vedem care e mecanismul prin care o parte din energia internă a corpului se transferă corpului ridicat. Distanța medie dintre particulele care alcătuiesc un corp depinde de temperatură. Particulele se atrag, dar în același timp sunt afectate de agitația termică. Oscilează tot timpul în jurul unei poziții de echilibru. Dacă temperatura crește, crește amplitudinea oscilațiilor și atunci particulele se îndepărtează. Dacă temperatura scade, scade amplitudinea acestor oscilații și atunci particulele se apropie una de cealaltă. Distanța medie dintre ele scade. Deci pentru a avea loc contracție, forțele de coeziune trebuie să efectueze lucru mecanic pentru a apropia moleculele. Prin răcire se creează condiții pentru ca forțele de coeziune să poată efectua lucru mecanic, să apropie particulele una de cealaltă. Dar atunci când un sistem efectuează lucru mecanic, energia lui scade. Deci răspunsul mai complet la prima întrebare ar fi următorul. Firul poate ridica corpul prin răcire, deoarece forțele de coeziune dintre particulele lui efectuează lucru mecanic, apropiindu-le. Și în acest fel, pe de o parte, scade energia internă a firului și pe de altă parte, crește energia potențială a corpului ridicat. A doua întrebare. Avem un ceas cu pendul și, după cum vedeți în fotografie, el are un sistem de reglaj cu ajutorul unei piulițe. Ceasul a fost reglat la temperatura de 25 de grade Celsius. Și întrebarea este, la temperatura de 20 de grade Celsius, ceasul va întârzia sau o va lua înainte? Răspunsul se poate găsi foarte ușor cu ajutorul unui experiment foarte simplu. Avem aici un pendul și se poate observa că atunci când lungimea lui scade, scade și perioada oscilațiilor. Cu cât centrul de greutate al pendulului este mai aproape de punctul în jurul căruia se poate mișca pendulul, cu atât este mai mică perioada de oscilație. Iar prin contracție, centrul de greutate al pendulului se apropie de punctul de suspensie. Pendulul se scurtează. Asta înseamnă contracție. Deci, prin răcire, ceasul o ia înainte. Aici vreau să mai adaug faptul că pendulele de calitate au sisteme, unele foarte sofisticate, de compensare și corectare a acestui efect, astfel încât schimbarea temperaturii aproape că nu mai afectează perioada. Dar nu este acum momentul să vorbim despre asta, poate cu altă ocazie. A treia întrebare. Un fir lung este trecut peste doi scripeți, așa cum vedeți în desen, iar la capetele firului se găsesc două corpuri care pot aluneca foarte ușor pe suprafața pe care stau, deci nu trebuie să ne gândim la forțe de frecare, dar unul dintre corpuri are masa mai mare, e mai greu decât celălalt,
În desen observăm acest lucru prin dimensiunea lor. Să presupunem că temperatura scade și firul se contractă. Și întrebarea este ce se întâmplă cu poziția celor două corpuri de mase și de și greutăți diferite. Se pare că această întrebare a ridicat cele mai multe probleme și e normal să fie așa, pentru că e nevoie de un pic de fizică pentru a găsi răspunsul corect. De aceea vă propun să ne gândim la un sistem echivalent alcătuit din două corpuri de mase diferite legate printr-un fir metalic, dar care de data asta se găsesc în spațiul cosmic, în imponderabilitate, departe de orice corp ceresc. Și în acest fel putem mai ușor să vedem sistemul izolat, nu ne mai încurcă celelalte corpuri, așa cum se întâmplă cu sistemul de la care am pornit. De asemenea, e mai ușor să uităm de forțele de frecare. Acum e evident că nu avem forțe de frecare. Să ne gândim că firul începe să se scurteze. N-are importanță pentru întrebarea noastră de ce se scurtează firul, dar să presupunem că era fierbinte inițial și acum se răcește, deci se contractă. Ca să înțelegem ce se întâmplă mai departe, trebuie să știm principiile dinamice și dacă vreți să știți mai multe despre aceste principii, puteți urmări cursul de mecanică cu același nume, găsiți linkul în descriere. Firul începe să tragă de corpuri, de amândouă, evident. N-ar putea să fie întins dacă n-ar avea reacțiuni la ambele capete. Dacă l-am tăia lângă unul dintre corpuri, n-ar mai trage nici de celălalt corp. Mai mult decât atât, datorită principiului acțiunilor reciproce, firul acționează asupra ambelor corpuri cu aceeași forță, forță pe care în fizică o numim tensiunea din fir. Și atunci avem situația în care două corpuri de mase diferite sunt acționate de forțe egale. Însă principiul fundamental al dinamicii spune că accelerația unui corp este direct proporțională cu forța care acționează asupra lui și invers proporțională cu masa corpului. Acest lucru îl puteți vedea sintetizat în această formulă numită ecuația principiului fundamental al dinamicii. Concluzia pe care o putem trage de aici este aceea că ambele corpuri se pun în mișcare, deoarece asupra ambelor corpuri acționează o forță, dar corpul cu masa mai mare capătă o accelerație mai mică. El parcurge în fiecare secundă o distanță mai mică decât celălalt. Ce se întâmplă mai departe depinde de fir. Adică, dacă firul nu opune rezistență la comprimare, așa cum se întâmplă de obicei în cazul firelor, adică se poate îndoi. Corpurile puse în mișcare, odată puse în mișcare, se vor mișca din inerție. Nu are ce să le mai oprească. Nu există forță de frecare. Și pentru că firul se îndoaie, ele se vor ciocni în punctul în care se găsea de la început centrul de masă al sistemului. Pentru că centrul de masă nu se poate deplasa sub acțiunea forțelor interne. În acest caz, cele două corpuri se vor mișca, deci până când se vor ciocni, în punctul în care, așa cum am spus, se găsește centrul de masă al sistemului. Acolo ciocnirea poate să fie plastică sau elastică, dar nu ne interesează ce se întâmplă mai departe. Deci, în acest caz, corpul de masă mică parcurge o distanță mai mare decât corpul de masă mare. Dar acum să ne gândim la sistemul din întrebarea noastră. Acolo aveam scripeți, i-am pus ca să avem repere pentru mișcare. Să presupunem că distanțele de la corpuri la scripeți sunt inițial egale. Deoarece corpurile odată puse în mișcare se mișcă din inerție, amândouă vor ajunge la scripeți, dar cu viteze diferite și nu simultan. Primul va ajunge corpul mai ușor, apoi corpul mai greu. Așa că, în sistemul nostru, cele două corpuri vor ajunge amândouă la scripeți, vor parcurge aceeași distanță, dar cu viteze diferite.
Dar mai avem cazul în care firul are o oarecare rigiditate, nu se îndoaie și nu lasă corpurile să se apropie unul de altul la o distanță mai mică decât lungimea lui, a firului. Deci în acest caz, distanța dintre corpuri este în fiecare moment egală cu lungimea firului. În acest caz, corpurile se mișcă pe distanțe diferite, deoarece centrul de masă al sistemului trebuie să rămână în același loc. Nu intru acum în explicații, repet, cei care doriți să știți mai multe despre aceste lucruri, puteți urmări cursul de mecanică, de data asta vă recomand cursul despre impuls. De aceea, corpul cu masă mai mare va parcurge o distanță mai mică decât cel cu masa mai mică. Deci pentru sistemul nostru, în acest caz, corpul mai ușor se va apropia mai mult de scripete decât corpul mai greu. Dar și în acest caz se vor mișca amândouă. Concluzia. În cazul în care firul nu are rigiditate, se îndoaie foarte ușor ca o ață, cele două corpuri ajung amândouă la scripeți, dar în timp diferiți și cu viteze diferite. Dacă firul este rigid și nu permite apropierea celor două corpuri la distanțe mai mici decât lungimea lui, corpurile se mișcă și de data asta amândouă, dar corpul cu masa mai mare parcurge o distanță mai mică decât cel cu masa mică. De fapt, folosind noțiunea de impuls, se poate arăta că raportul distanțelor este invers proporțional cu raportul maselor corpurilor. Datorită acestor două cazuri posibile, am acceptat ca răspunsuri corecte ambele variante. Pentru cei care doresc să vadă și alte explicații prin utilizarea în măsură mai mare a fizicii și matematicii, voi prezenta și explicațiile trimise de domnul Dumitru Antonie. Îi mulțumesc din nou pentru colaborare. Să le vedem! Fizică, unii abia așteptați să auziți o întrebare doar de logică. Este poate cea mai ușor de formulată întrebare pe care v-am pus-o până acum, și anume, avem aceste 5 figuri. Care dintre ele, una singură, nu se potrivește acestui set? Asta e tot. Dar pentru că alegerea s-ar putea să fie dificilă, vă spun că ajută dacă vă concentrați mai degrabă pe trăsăturile comune decât pe diferențe. Sper să vă ajut cu această precizare, dar cine știe, poate că pe unii îi încurcă ceea ce am spus, așa că nu trebuie să țineți seama de această observație, puteți găsi răspunsul și fără ea. Dacă ajungeți la o concluzie, vă rog să și explicați de ce ați ales o anumită figură, ce vă face să o excludeți din acest set. Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre. Succes pe săptămâna viitoare!